Ridicat în perioada interbelică pentru regina Elisabeta a Greciei, mătușa regelui Mihai, palatul este acum reședința oficială a familiei regale. După bombardamentele din 1944, regele Mihai a mutat aici curtea regală, iar 3 ani mai târziu, într-unul din saloanele de la etaj, a fost forțat de comuniști să abdice. Astăzi, principesa Sofia i-a ghidat pe primii vizitatori. Sunt bucuroasă să mă aflu astăzi, aici, la deschiderea expoziției regale Palatul Elisabeta. În anul 2001, tatăl meu, regele Mihai, revenea acasă la Palatul Elisabeta. Prin întoarcerea regelui, palatul a devenit locul regalității. Accesul vizitatorilor este permis doar la parterul palatului. Sunt deschise mai multe saloane, biroul majestății sale, dar și locul în care familia regală îi primește pe oaspeți, de la capete încoronate la mari lideri ai lumii. Aceasta e sala în care au loc dineurile regale. Protocolul e foarte clar, membrii aceleiași familii nu pot sta așezați pe scaun unul lângă celălalt. Așa că, spre exemplu, dacă soțul stă așezat pe acest scaun, soția va sta cel mai probabil în celălalt capăt al mesei. Pasionații de istorie vor descoperi și uniformele militare ale regelui Mihai. Avem uniforma de amiral de flotă și avem uniforma de mareșal al aviației. Mareșal al aviației și toate aceste distincții sunt niște demnități primite de majestatea sa în data de 10 mai 1941. E o onoare, în primul rând, pentru că este un loc care poartă așa, te apasă orice ar fi ideea de palat. Palatul poate fi vizitat până în 22 septembrie, în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică. Prețul unui bilet pentru vizitarea Palatului Elisabeta este de 40 de lei, iar copiii, pensionari și studenții plătesc doar jumătate din sumă.